Săptămâna aceasta, Duhul Domnului m-a cercetat și mi-a vorbit așa de clar să încep să mă rog cu psalmi, să meditez la mulți psalmi. Am mai făcut-o și am scris și în cartea mea despre lucrul acesta. Și Domnul m-a călăuzit la psalmul 27. Cu toți îl știm, poate. L-am citit de nu știu câte ori. Dar, de data aceasta, parcă o nouă lumină, o revelație am primit. Mai ales că am fost în post mai multe zile și atunci Domnul îmi dă ceva și sunt în așa așteptare ca să văd puterea Lui. O, Doamne! Și atunci am înțeles cât de important este. De când ne scolăm de dimineață? Ce facem primul lucru? Telefonul, da? El pune mâna, mesaje. Fiecare știe la ce se uită. Ceea ce este foarte trist, și știu că și eu mai cad în capcana asta, pentru că, într-adevăr, am foarte multe conexii, mesaje și de toate, dar încerc pe cât posibil să nu mai deschid, să nu uh, răspund, pentru că îți ia imediat timpul și mintea și gândurile acolo. Înainte, chiar să ne ridicăm din pat, să nu punem mâna pe nimic ci să începem să laudăm pe Domnul. Doamne, îți mulțumesc pentru o nouă zi. Te iubesc, te ador, Tată, Fiule și duhle Sfinte. Încep o nouă zi cu Tine. Și în această zi, cu adevărat, vreau prezența Ta. Te vreau pe Tine, Doamne. Și apoi să începem să citim acest psalm. Acum vorbim despre acesta și altele sunt interesante și frumoase. O să discutăm poate altă dată. Dar acest psalm ne aduce atâta lumină, atâta încurajare, protecție. Este un psalm... Prin care toți cumva ne identificăm. Dar întâi mai pun o întrebare. Câți dintre noi ne sculăm de dimineață? Ne sculăm de dimineață și avem o zi grea, poate. Trebuie să mergi la muncă, trebuie să mergi la școală, trebuie să mergi să rezolvi anumite situații și. Ești presat, ești tulburat, ești într-o stare de nesiguranță, de confuzie. Ce am să fac? Cum am să rezolv? Obosit deja, obosită. Ce trebuie să faci? Și ce greu este când nu ne luăm timp suficient de a petrece cu Domnul. Și să învățăm întâi de la El, să primim de la El ajutor, lumină, revelație, ca apoi, când intrăm în ziua, în, în treburile, în furtunile zilei, nu totdeauna sunt furtuni, deja suntem echipați. Imaginează-ți că te arunci în varurile, în furtunile vieții zilei respective, fără să fii echipat. Normal că reacționezi la orice situație. La orice persoană, totul te deranjează, uite ce a zis, uite ce a făcut, s-a băgat cu mașina înaintea ta și tot felul de stări din acestea parcă special vin, că noi nu suntem pregătiți, nu suntem echipați pentru ziua respectivă. Cum să ai o zi frumoasă, cum să ai o, o zi plină de liniște, de pace, de încredere, de bucurie chiar și să poți să rezolvi problemele, situațiile cu care te confrunți în pace, în bucurie și seara să spui, Doamne, mulțumesc, Tu ai fost credincios. Chiar și cuvântul ne spune dimineața să vestim bunătatea ta și seara credincioșia ta. Deci, de cum ne sculăm de dimineață, trebuie să ne credem în Domnul, că El este cu noi, dar trebuie să ne facem partea noastră, să mâncăm din cuvântul Lui să medităm asupra cuvântului. Și m-am bucurat că anumite persoane spunea, va, eu trebuie să plec la servici la 5, dar fac un sacrificiu și mă scol la 4, ca să am timp măcar o jumătate de oră cu Domnul. Ăsta da sacrificiu. Pentru că nu ți-e ușor să te la 4. Când te scola la 8, 9, 10, nu e mare sacrificiu. Dar a înțeles prioritatea, nu începe ziua fără să fie echipat. Deci, acest psal ne vorbește despre ocrotirea pe care ne oferă Dumnezeu, că El este cu noi, că El ne ascunde sub aripa Lui. Deci, avem nevoie de o schimbare mentală ca noi să vedem lucrurile diferit din perspectivă diferită, nu cum a venit o veste, intrăm în frică, în descurajare, în panică și, cum a spus, reacționăm negativ. Dar hai să începem și încerc să explic așa uh, fiecare verset cât putem. Începe cu Domnul este lumina mea și mântuirea mea de cine să mă tem. Tate ori am citit acest psalm, nu așa, dar ce spune, ce înseamnă aceasta? Acest verset ne reamintește că Dumnezeu este sursa luminii, că El a creat lumina, El este lumina. Și El este Cel care îndepărtează întunericul fricilor, incertitudine, toate stările negative din viața noastră. Când noi îl avem pe el ca și lumina călăuzitoare, ca și steaua care îi conducea pe magi la Domnul Isus, suntem în siguranță, teama își pierde puterea asupra noastră și indiferent de provocările care vin în viața noastră, Dumnezeu este protecția noastră. Lumina lui ce mai înseamnă? Claritate. De multe ori avem confuzie și nu știm ce să facem, nu știm ce decizie să luăm, că e tare rău când este ceață, e tare rău când este întuneric. Nici drumul, dacă n-ai lumină, nu poți să mergi, să mergi prin întuneric e foarte greu. Dar dacă ai lumină, atunci e sigur că mergi pe drumul cel bun. În viața noastră de zi cu zi, pentru situațiile, circumstanțile prin care trecem noi, avem nevoie de lumina călăuzitoare a Domnului Sus, care El distruge întunericul, confuzia noastră și El ne strălucește drumul, calea pe care trebuie să o mergem. Ce minunat! De câte ori ne trezim cu nesiguranță în deciziile pe care trebuie să le facem, poate în acea zi, având conflicte între relații, bătălii personale, și atunci intră în noi un duc de frică de confuzie, de nesiguranță și nu știm ce să facem. Aduți aminte, aici este taina, aici este secretul. Pacea lui care întrece orice pricepere. Să declar de când te scoli Doamne, Dumnezeul atoputernic este lumina mea. El luminează întunericul meu. El mă conduce pe cără drepte din pricina numelui său. Și lumina lui este cea care îmi dă mie viața. Vedeți, verdeață, plantele nu cresc fără lumină. Au nevoie de lumină să crească. Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Și avem dreptul să ne rugăm și noi să spunem: să fie lumină peste viața mea și a fost lumină. Prin credință ai și primit o: să fie lumină peste viața familiei mele și a fost lumină. În fiecare gând, vorbă, decizie, să nu ne grăbim, să cerem lumina Domnului și atunci noi vom fi călăuziți de Lumina Divină și de înțelepciunea cerească și de protecție. Începem să vedem clar și situațiile care poate până atunci ni se păreau atât de grele, pentru că alegem să ne încredem în Cel care poate totul, care știe totul și a promis că este cu noi. El este, spune mai departe, mântuirea mea. Aici când spune despre mântuire în engleză, spune salvare. Nu înseamnă doar mântuit de păcat, salva de păcat. El ne poate salva de orice pericol, de orice necaz, de orice dificultăți care poate apărea în viața noastră în acea zi sau în fiecare zi. Încrederea noastră în Dumnezeu nu poate să o mai dărâme nimeni în momentul când noi suntem tari, zidis, pe temelia credinței în cine este Dumnezeu. Care este numele lui? Ceea ce înseamnă pentru noi. Ne bazăm pe el și suntem siguri de rezultat. El este cel care se luptă pentru noi, El este cel care ne eliberează. Noi trebuie doar să ne încredem în El. Hai să ne gândim puțin mai profund când noi ne începem rugăciunea în fiecare zi cu acest psal. El este lumina. Trebuie să realizăm că este un har, să-i spunem glorios, minunat, care ne-a conectat cu el. Pentru că nu doar spunem despre El la general, El este mântuitor, El este lumina, El este ajutor. David aici spune, este lumina și mântuirea mea, este sprijinitorul meu. Deci l-a luat pe Dumnezeu personal. Asta e greșeala noastră. Știm despre Dumnezeu la general. El este puternic, da. El este măreț, da. El este vindecătorul, da. Deci știi multe despre El la general. Da, te-ai gândit la tine. El este vindecătorul meu. El este ajutorul meu. El este sprijinitorul meu. Ți l-ai făcut personal. În felul acesta se produce acea unitate între noi și Tatăl. Este al meu. Am spus de multe ori pentru rugăciunea care noi mereu o spunem și o spunem și la alții, nu neapărat rugăciunea, dar putem face rugăciune. Ioan 3 cu 16, pentru că atât de mult Dumnezeu a iubit lumea. Nu spune lumea că asta e adevărul, dar spune și mai iubit pe mine. Fiecare să zică m-a iubit pe mine. Atât de mult mai iubit pe mine. Deci să nu mai avem un Dumnezeu la general și este al meu. Să căutăm, să-l cunoaștem, să fie aproape. Deci, gândiți-vă, în momentul când eu mi fac pe Dumnezeu, este Mântuitorul meu, este lumina mea. El îmi aduce revelație despre cine este El. El mă conectează cu El, pentru că e Mântuitorul meu, ajutorul meu, sprijinitorul vieții mele. De deci, ce? El este măreț, El este minunat, El este plin de îndurare pentru mine. Bunătatea Lui este atât de mare pentru mine. Deci este întăritura mea să-L facem pe Dumnezeu al nostru, al meu personal. Tot ceea ce este Dumnezeu și dacă ni s-a descoperit să ne mântuiască, să ne ajute, este doar Harul Lui. Nu e niciun merit al nostru. De aceea, aceasta trebuie să ne smerească și mai mult. Doamne, îți mulțumesc pentru Harul Tău măreț, minunat, glorios, care mi Te-ai dat, te ai dat pe Domnul Iisus pentru mine să pot să am acces la tine, să pot să primesc eu ajutorul tău, să pot să primesc salvarea și mântuirea și iertarea, vindecarea, este un har, un har care nu putem să-l cântărim sau să-l plătim cu absolut nimica, ci din contra aceasta ar trebui să ne atragă mai aproape, mai aproape, mai aproape de el. Și când noi ne gândim la cine este El pentru noi, cine a devenit El pentru noi, ce promite El în cuvântul Lui pentru noi, atunci spui ca și David, de cine să mă tem? De cine să-mi fie frică? Păi cum dacă eu am de partea mea creatorul Universului, cel preanat, cel puternic care zice și se face și el se pleacă până la mine să mă ajute, să mă lumineze, să mă conducă, de cine să-mi fie frică? Da, vrășmași vin, gânduri vin, demon vin, circumstanțe vin, probleme vin. Dar dacă noi ne începem ziua cu această meditare, această cugetare la cine este Dumnezeu pentru noi personal, indiferent ce vine, cine vine, ne ține tari temelie pe sâncă și nu mai suntem duși încoace și încolo de tot felul de învățături, de frici, de atacuri, de tulburări, de panică, de stres. Doamne, ai milă! Vedeți, secretul este relația cu el. Da. Deci, în momentul când ne gândim, Doamne, ah, ce problemă mare am, uite ce necaz, prin ce trec acum și fiecare vă știți, cu familia, cu sănătatea, cu banii, cu durările, toate, Aduți aminte, nu există niciun obstacol prea mare, niciun demon prea puternic, nicio situație prea dificilă pentru care Dumnezeu să nu poată să rezolve. De aceea trebuie să ne încredem în El, să-L comparăm. Pot să-L comparăm pe Dumnezeu ce mare este cu problema mea. Cu cât îl vedem pe Dumnezeu mai mare, cu atât problema noastră devine foarte mică și este foarte ușor pentru El de rezolvat. Problema mare este că de dimineață, dacă noi nu începem cu astfel de gândire, vine frica, vine îngrijorarea, vine stresul. De dimineață, plantează semințe în inima noastră. Ce ai să faci astăzi? Ah, nu mă simt bine. Ah, iar mă duc la școală sau la servicii. și știu de cine dau și știu ce probleme. Deja tu îți programezi cu astfel de gânduri ce să se întâmple ziua aceea și se întâmplă. Mare puterea are gânduri. Vreau să pregătesc iar un subiect nu, astăzi de puterea gândului și puterea cuvântului. Este foarte, foarte necesar și important. Pentru că noi când ne gândim, gândiți-vă, gândurile au mare putere. Cum ai gândit ceva și apoi am înfăptuit. Gândurile sunt ca niște semințe pe care tu le plantezi. Cuvintele sunt semințe pe care tu le plantezi și aceea va ieși. Nu va ieși altceva decât ceea ce ai gândit. Și de aceasta trebuie să ne fac atât de atenți. Ce am gândit eu? Va ieși. Va ieși de acolo. Am plantat în mintea mea, în inima mea, acele gânduri vinovate, de gelozie, de răutate, de răzbunare, de frică, de stres. Gândindu-te, tu ai semăna niște semințe care se vor întoarce la tine și exact aia vei avea. Și ne întrebăm, da, de ce? Că mă chinui de atâta vreme cu problema asta, situația asta. Pentru că tu numai acolo te-ai gândit, numai acolo ai vorbit, numai despre așa ceva ai, ai vorbit. Și exact aceea va răsări, pentru că, vă-ți-am spus, sunt ca niște semințe, gândurile și vorbele noastre. Și mai devreme, mai târziu, ne întâlnim cu ele. Știind lucrul acesta, trebuie imediat șters din mintea noastră, din inima noastră, toate stările negative, de frustrare, care nu le înțelegem. Avem Lumina Domnului și vorbesc și mă gândesc ceea ce promite Dumnezeu și ceea ce doresc să se întâmple în viața mea. Dacă te tot gândești la boale că o să mor, dacă te tot gândești la accidente, te tot gândești la oameni răi și frici, alea vor veni în calea ta. Este, este o lege a Universului prin care toți au experimentat acest lucru. Noi, ca și copii de Dumnezeu, noi înțelegem cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Ceea ce se mănâncă, vom culege. Și eu vreau să culeg numai lucruri frumoase. Dar trebuie întâi să mă gândesc la așa ceva și să vorbesc așa ceva. De aceea să punem strajăgurii noastre. Deci, să nu lăsăm frica sau anxietatea să vină în calea noastră. Ele sunt reale, nu le anulăm că nu există. Dar le confruntăm, le dezarmăm cu adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Domnul nu mi-a dat un duc de frică și de putere, dragoste și chipsuință. Dar revenind la David, el ce zice? De cine să mă tem dacă Domnul e lumina mea? El e ajutorul meu, el este totul. De cine să mă tem? Vin mulți, o să vedem mai departe. Vin mulți dușmani în calea mea. Dar eu tot la el mă gândesc. Apoi spune Domnul, este sprijinitorul vieții mele. În traducerea în engleză, în alte traduceri spune, el este tăria mea, este întăritura mea, este refugiul meu, este fortăreața mea a vieții mele. Nu numai că mă sprijinește, dar este tăria mea. Întărește-te în Domnul și în puterea tăriei lui, nu a mea nu te baza pe tăria ta, nu te baza pe ajutorul tău. El, la el avem sprijin, la el avem ceea ce avem nevoie în tăritura noastră, refugiul nostru unde fugim, fortăreața noastră. El vorbește în termeni uh, de militari. Da? Deci vedem că se duce mai în profunzime, indiferent de situație. Eu mă sprijinesc pe tine, pentru că tu ești tăria mea. Și la fel zice, de cine să fie frică? Pentru că nu mă sprijinesc pe un general, pe un președinte de țară, pe uh, averea mea, pe înțelepciunea mea, nu mă sprijinesc pe nimic ce există omenește pe acest pământ. Mă sprijinesc pe el care este atotputernic, care este singurul Dumnezeu, care este creator, care vede totul, care știe totul, care mă iubește, care îi pasă de mine, care se gândește la mine, care are un plan pentru mine. Și gândindu-te la toate acestea, dintr-o dată simți nivelul credinței cum se ridică și începi să simți o atracție mai puternică spre Dumnezeu. Nu la durere, nu la necaz, nu la diavol și la luptele cu care ne confruntăm zi de zi. Deci Dumnezeu este Cel care ne susține clipă de clipă. El este un sprijin continuu. El ne amintește că oricât de grea ar fi situația, El ne susține. Și poate zici, da, dar eu de atâtea ori am trecut prin greutăția, dar greutatea aia, dacă nu te susținea, El putea să mai rău. Indiferent când câți ani de suferință am trecut și eu, știu că El m-a susținut, știu că El m-a întărit, știu că a fost de partea mea și a fost sprijinul meu, v-am spus, când l-am întrebat pe Domnul, Doamne, cine ești Tu acum pentru mine? Pentru că Dumnezeu are multe atribute, multe nume, care noi ne, ne bazăm pe ele și le chemăm în viața noastră și vedem rezultatul, să experimentăm din aceste atribute ale numelui Său. Și atunci l-am auzit pe Domnul, eu sunt sprijinitorul vieții tale. Wow! Atât de de multă lumină și claritate am simțit cum m-a sprijinit, m-a întărit, a fost tăria mea în vreme de necaz, în vreme de durere, în vreme de apăsare. Este atât de minunat să știi pe Domnul că El te sprijinește. Deci, din nou spun, asta nu înseamnă că dacă ajungem la o relație cu Dumnezeu, nu ni se mai întâmplă nimic. Ba da, dar secretul este că în ciuda luptelor, atacurilor, fricii, îngrijorării și toate stările negative care vin în, în viața noastră să ne copleșească, El ne promite, nu te teme, Eu sunt cu tine, de cine să-ți fie frică, Eu sunt lumina ta, Eu sunt ajutorul tău, Eu sunt sprijinitorul vieții tale, întoarce privirea spre mine. Această certitudine că Dumnezeu e de partea noastră, că Dumnezeu ne susține, că El ne luminează, ne dă curaj în momentele în care ne simțim slabi, așa cum am spus și din situația mea, sau descurajat, sau când suntem în război spiritual, stai puțin că Dumnezeu se luptă pentru mine, nu trebuie să mă zbat eu atât, nu trebuie să mă chinuiesc eu atât, am un Dumnezeu viu care e Tatăl meu. Dacă suntem mereu conștienți de prezența Lui în viața noastră, nu ne mai temem de nimic. Și nu ne bazăm pe nimic de al nostru, ne bazăm doar pe ceea ce Dumnezeu face în noi și prin noi. Deci, cheia, din nou, este ne trebuie timp petrecut cu Dumnezeu, să umblăm în prezența Lui, să fim conștienți de prezența Lui și nu te tem de nimic. Wow! Pe cum să te tem când știi că uh, capitanul armatelor cerești este cu tine, așa este traducerea, că în ce cine e acest, acest împărat al slavei? Cine este acest împărat al glorii? Domnul cel tare și puternic în lupte, domnul oștirilor. Domnul oștirilor, în altă traducere, este capitanul armatelor cerești. Este partea mea, de partea ta. Câtă pace și bucurie trebuie noi să primim. De aceea David zice, de cine să-mi fie frică? Chiar dacă noi trecem prin valurile, încercări de tot felul, atacuri, știm, știm în cine am crezut. Și știm cine este ajutorul nostru. Este așa de trist că omul caută și aleargă, se luptă ca să aibă lumină, să aibă salvare, să aibă ajutor, să aibă sprijin și caută în altă parte și nu la Domnul. Vorbesc de lumea din afară, dar și de creștinătate. Ce mai mulți căutăm, cum am spus data trecută, în religie. Căutăm în diferite reguli, în diferite tradiții, crezând că prin aceasta îl mulțumesc pe Dumnezeu și mă va ajuta. Că noi trebuie dintr-o dată să înțelegem cine suntem și cine este El, cine am devenit în Hristos. Cine este Dumnezeu de partea noastră nu a fost doar pentru Vechiul Testament, nu a fost doar pentru poporul Israel, Dumnezeul izbăvirilor, Dumnezeul ocrotitor, este și Dumnezeul nostru, mai ales că prin jertfa Domnului Isus, el ne iubește cu aceeași iubire pe care îl iubește pe Hristos, spune cuvântul. Cum îl iubește pe Hristos, așa ne iubește pe noi. Pentru că și Hristos locuiește noi prin credință, prin Duhul Sfânt și de aceea atât de mult ne iubește pe noi, că am devenit mădulare în trupul lui Hristos și capul este Hristos. Am devenit fi și fiice de împărat și ca și împărat se bucură să aibă fi și fiice și vede cum se luptă, cum se zbate cu ducuri, cu atacuri, cum firea pământească și el prin toate metodele încearcă să ne crească, să ne ajute, să devenim acea, la acel nivel o națiune sfântă, să fim fi și fiice, prinți și prințese de împărat. Nu doar numele, ci ne trebuie un timp de prelucrare, pregătire și avem acea încredințare. pe păi stai puțin, tu nu știi că tatăl meu e împăratul? tot se pleacă înainte împăratul, că împăratul are toată puterea, da? Și mai ales cum era în vechime, omora pe cine vroia, făcea ce vroia. Noi suntem fi de împărat și el să ne lase și unor ne lasă. De ce? Poate necredința noastră, poate îndoiala noastră, poate păcatul nostru sau poate este un test de prelucrare și de acolo trebuie să învățăm ceva. Dar indiferent de toate aceste poate incertitudini, această confuzie, aduți aminte, el este lumina mea, mă încred în el, el nu greșește niciodată, el are un plan măresc și minunat cu viața mea. Dacă noi ne-am pierdut această încredere, în Dumnezeu am pierdut tot. Și e foarte greu să ai această încredere. Poate toți sunteți dezamăgiți de prieteni cu care te-ai întâlnit, ai avut o relație, fie în căsătorie, fie prieteni rude, care... Ai discutat și ai simțit o, o conectare, uh, nu vorbesc de păcate, o conectare și ai discutat de domn, ai discutat de business, ai discutat și la un moment dat uh, te părăsește sau se desparte de tine sau te bârfește la alții sau lucruri negative și ești așa de dezamăgit că ți-ai pus toată încrederea în acea persoană, ți-ai vărsat sufletul, secretul, durerea și el, ia ea... Te-a dezamăgit, a spus altora, s-a desconsiderat și nici nu mai discută cu tine. Este foarte greu să mai ai încredere în acea persoană sau să mai ai încredere în alții, pentru că ai mereu acea traumă dacă și el și ea face la fel. Cu Dumnezeu nu este așa. Chiar dacă pare că ne-a dezamăgit, că nu ne-a răspuns cum am vrut noi. El nu greșește niciodată, El este mereu bun, El este mereu credincios, El face ce știe că este bun după voia Lui, chiar dacă nouă nu ne place. Ca una care am trecut prin grele încercări și m-am luptat cu Dumnezeu, de ce, Doamne, de ce, Doamne, n-am putut să accept voia Lui. Am crezut altfel că va lucra Dumnezeu. Cu toate acestea a trebuit să ajung la acea predare totală, la acel standard în care zic mereu, indiferent de situație, aleg să mă încred în tine, pentru că tu nu greșești și știu că toate lucrurile lucrează spre bine. Ajută-mă, Doamne, să fiu așa cum vrei tu, chiar dacă mă doare, chiar dacă uh, nu înțeleg și încerc să nu mai mă concentrez la ce nu merge, la ce nu ascultă, la ce nu văd, mă concentrez la el. O să vedem mai, de, mai departe. Um, Vedem la versetul 2 că înaintează ce răi împotriva mea ca să mănânce carne, tocmai ei, princonitorii și vrășmașii mei, se clatină și cad. De ce? Pune întrebarea. De ce? Pentru că, ca și creștine, mă gândesc la noi, îl vede pe Isus în noi, vrășmașii. Nu poate să se lupte, nu mai poate să, chiar dacă se ridică împotriva noastră, firea, mândria, răutatea, gelozia, gândurile negative, toate stările acestea care pe toți ne înconjoară, nu vorbesc de oameni, cu toate că și oameni și demoni, dar la noi ne gândim la stările firii pământești cu care ne luptăm zi de zi. În momentul când privirea mea este la Domnul, în momentul când îl fac pe el turnul meu de scăpare, în momentul când el este lumina mea, păi nu mai vine îngrijorarea, pentru că eu am credință, nu mai vine răutatea că eu am bunătatea, nu mai vine mânia pentru că eu am dragoste. Deci ei cad, nu mai au putere și vedem cum David avea asigurarea că Domnul este cu el, de aceea a declarat căderea lor. Deci a spus, se clatina și cad. E ca și cum a declarat deja căderea lor. Nu a zis, oh, ce -o mai face, cum o fi. Nu, pentru că El este cu mine. Pentru că El este sprijinitorul vieții mele. Poate să se ridice tot împotriva mea și vedem la versetul 3 chiar o știre de artăbărâ. Adică vine dintr-o dată împotriva mea. Inima mea tot nu s-ar teme. O, Isuse, Iisuse, ce credință ai avut tu David? Dar el a avut o relație cu Domnul. La el a experimentat pe Domnul, dar prin câte lupte, atacuri și necazuri. Bietul David, dar uite ce comor ne-a lăsat nou. Chiar război de ca... de s-a ridicat împotriva mea, tot plin, plin de încredere aș fi. Nu doar încredere, plin de încredere. Care încredere? Pentru că el avea o relație cu Dumnezeu, îl cunoscuse pe Dumnezeu ce poate să facă Dumnezeu. Acest psalm probabil că a fost scris în momentele de luptă, de ref... când era ca și un refugiat, când Saul îl urmărea să-l omoare de atâtea ori. Vă dați seama, și acest împărat fără minte. Atâtea războaie venea împotriva lui și gândul lui era să-l prindă să-l omoare pe David. Cu toate că auzise că Dumnezeu l-a lepădat și îl pune pe David ca și împărat. El nu, tot să se ducă după el să-l omoare. Și știm că după aceea, în timpul acesta, au venit filistenii să atace țara lui. Poate că a fost în vremea aceea, poate că a fost în vremea când chiar copilul lui Absalon a venit împotriva lui. Poate că a fost în vremea când uh, sunt multe lupte în viața lui, care le vedem în 1 și 2 Samuel. Și de aici putem să înțelegem prin câte lupte era David și el spunea, Domnul lumina mea, poate era ascuns acolo în peșteră, că trebuia să se ascundă, să nu-l prindă. Și el spunea, Domnul e lumina mea, nu sunt în întuneric. Ce frumos! Să ai o relație cu Dumnezeu. Din nou, spun mereu și îmi spun mie: ceea ce a făcut creștinătatea astăzi să fie atât de slabă este că nu avem o relație cu Dumnezeu. Multe lucruri predicăm, multe lucruri vorbim, multe lucruri ne rugăm, dar mai puțin relația cu Dumnezeu. Aceasta este punctul cel mai puternic care trebuie să fie în viața noastră. Și tocmai aici suntem cei mai slabi. Pentru că nu este ușor. S -a ajuns să ajung să-L cunoști pe Dumnezeu. Vorbim doar despre El. V-am spus, mărire ție, Doamne! Harul Lui, care mi-a dat această lumină, revelație, fără să-mi spună nimeni, fără să audă nimeni, am zis, Doamne, dintr-o dată, eu știu multe despre Tine, dar nu Te cunosc, eu vreau să Te cunosc. Și am început căutarea. Nu pot să spun că am ajuns să-L cunosc, dar am avut multe experiențe cu El, că mi s-a descoperit și altfel. Și în tot ceea ce vorbesc, mie îmi place să vorbesc cu El despre El, pentru că El este centrul, El este calea, El este adevărul, El este ajutorul, lumina, El, El, El. el. Că de multe ori vorbim alte lucruri care le putem noi realiza prin puterea noastră, școala noastră, banii noștri, înțelepciunea noastră, dar el parcă nu este implicat în mesajul nostru. Fii atent la mesaje care le asculți, în absolut orice mesaje. Hristos trebuie să fie centrul, Hristos trebuie să fie onorat, pentru că de la El ne vine tot ceea ce noi avem nevoie. Deci, de unde vine această. Uh, siguranță, ce inima mea nu s-ar teme, știți? Pentru că dacă se întâmplă ceva din inimă, din inima, frica, ah, dintr simți că te-a speriat cineva sau se întâmplă ceva. E normal să te sperii, să-ți fie frică când vine ceva pe neașteptate, dar imediat te calmezi. El zice o știre dar ar împotriva mea. Inima mea nu s-ar teme. De ce? Pentru că Domnul e cu mine el va face dreptate și chiar dacă mă prinde și mă leagă, tot el va face dreptate, tot el mă va ajuta, el va scoate ceva bun de acolo, toate lucrurile lucrează spre bine. Ce pace, se vede din aceste cuvinte, ce pace avea David. Pentru că asta este un secret. Când îl ai pe Dumnezeu de partea ta, ești plin de pace, ești plin de încredere. Plin de încredere, chiar dacă război s-a ridicat împotriva mea. Păi el știe că a experimentat cum s-a dus la luptă și omora și ursul și lupul s -a, și s-a dus să, să se lupte cu Goliat. Vă dați seama ce curaj. A lui, pe pietrișoarele lui, nu. Avea o relație cu Dumnezeu. Eu vin în numele Domnului Dumnezeului Israel. Vă dați seama unde era David, unde suntem noi astăzi. Fiecare, începând de la lideri, de la teologi, de la păstori și așa mai departe și preoți, până la cel mai mic. Unde suntem? Ce relație avem cu Dumnezeu? Ca să poți să spui, pentru că vedem bătăliile pe plan omenesc, pe acest pământ. Tot prin noi se face, dar cu ajutorul Lui. Dumnezeu caută oameni să i pregătească care să aibă curaj, ca să aibă care are încredere neclintită, care are îndrăsneală. Se duce în numele Domnului și ucenicii s-a rugat: Doamne, Întărește pe, pe copiii tăi cu îndrăsneală, curaj și îndrăsneală să vestească cuvântul. Ce ne pasă? Chiar dacă ar fi să închidă, e ok, domnul e cu ei, și chiar dacă ar fi să mor ca și martir, Domnul știu că va scoate o sămânță de urmași de aici. Deci nu-l lașteama, indiferent de ce se va întâmpla. David era plin de încredere în Dumnezeu. Deci noi trebuie să ne construim o temelie de credință și curaj. Cum? Meditând zi și noapte asupra cuvântului Dumnezeu până devine real pentru noi. Prea mult ne-a furat social media. Gândurile, ce vedem și ce nu vedem. Și suntem curioși. Prea mult ne-a furat, îngrijor, ne -a furat timpul îngrijorările. Ne-a furat timpul business-ul, banii, afacerile, serviciu, familia, cu atâtea și atâtea lucruri, bune aparent. Și nu mai avem timp să medităm zi și noapte asupra cuvântului. Așa spunea Iosua, și el era unul dintre cei mai puternici lideri și luptători. Când avea el timp să mediteze zi și noapte asupra cuvântului. Tot timpul cuvântul era în el. Porunciul lui Dumnezeu era el, îl văzuse pe Dumnezeu cum, cum, lucrează cu Moise, tot timpul a fost ucenicul lui Moise, a văzut minunile lui Dumnezeu și aceasta a întărit lui credința și a dat seama cu cât ne bazăm pe cuvântul lui, ne bazăm pe poruncile lui, ne bazăm pe cine este Dumnezeu, cu atât și noi ne ridicăm la un alt nivel. Pentru că asta suntem omenești, nu suntem supranaturali și uităm, și vine o informație negativă, vine un vis, vine o situație dificilă și ne prăbușim. Du-te din nou la cuvânt, trebuie din nou să renoiești mintea prin cuvântul Domnului, renoiește simțămintele, renoi totul prin cuvânt. Ce este cel mai important să este cuvântul și Duhul Domnului, că și Duhul Domnului de revelație, Duhul Domnului ne călăuzește, Duhul Domnului te învață cum să te rogi, Duhul Domnului ți-l descoperă pe tata, Duhul Domnului este peste noi. Asta trebuie să spunem mereu. Deci, Vedem cum acest psalm ne încurajează să ne încredem în Dumnezeu chiar în mijlocul încercărilor, a războaielor de tot felul care sunt în mintea noastră. Vedem și războaie fizice astăzi care nu ne-am gândit vreodată. Noi n-am prins războaie de când s-a terminat al doilea război mondial. Nu prea am văzut războaie, dar acum vedem, chiar dacă nu suntem noi personal, dar uite câtă, oh, câtă durere, câtă suferință este în aceste țări. De aceea, noi trebuie să ne încredem în Domnul, chiar în mijlocul războaielor, chiar în mijlocul adversit adversităților. Și de ce crezi că el spune la versetul 3? De aceea voi fi plin de încredere. Este, poate să fie o declarație personală, un imbol de a începe ziua cu atitudine de curaj, fără teamă în încercările vieții. De când te scol de dimineață, zi, voi fi plin de încredere în Dumnezeul meu care e de partea mea. Foarte mult contează rostirea cuvântului, declararea cuvântului, că mulți nu înțeleg ce tot declară ce tot spui. Pentru că n-ai experimentat și nu înțelegi lucrul acesta. Cuvintele au putere, îți schimbă gândirea. Cum am spus, nu mai mă gândesc la frică, mă gândesc la puterea lui Dumnezeu cu cât eu vorbesc. Chem în ființă lucruri, că și deci cuvintele au putere, au viață. Și aceasta mă întărește, mintea mea începe să gândească la ceea ce am vorbit, urechea mea aude ceea ce vorbesc. Și aceasta îmi întărește credința și îmi dă pace. Și atunci, dacă eu spun numai lucruri bune, ceea ce vreau să mi se întâmple în acea zi, chiar dacă vrășmașul are planurile, declar în numele Domnului Iisus Hristos, nicio armă forită împotriva mea nu va propăși. Deci vin cu cuvântul și cuvântul are viață, cuvântul are putere, cuvântul are autoritate. Îngerii intră în acțiune în momentul când noi declarăm cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, nimicește orice plan al celui rău izbăvește-ne de cel rău în această zi. Și eu declar că în această zi voi fi plin de încredere că tu ești cu mine, că tu mă călăuzești, că tu mă luminezi, când ai har, când ai pace, privesc la tine, Doamne. Și vedem acum versetul 4, aici nu am timp acum, dar altă sau nu știu dacă am mai făcut un subiect în aceasta. Ce zice David aici? Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, fierbinte. Vedeți când fierbeți apa aia până la 100 de grade. Fierbe! Așa dorea Domnul. Un lucru, n-a cerut mai multe, un lucru cer la, de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului și să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de Templul Lui. Te-ai gândit vreodată la acest verset mai în profunzime? Care este acel singur lucru pe care tu îl dorești? Și noi nu dorim doar unul, multe. Vrem casă, vrem bani, vrem sănătate, vrem aia, vrem aia, lucruri bune. Dumnezeu îi le dă, el e credincios. Când și cum știe el. Dar vedem și învățăm de la David un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbind. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului să mă minunez de frumusețea lui. Ce înseamnă în casa Domnului? Nu neapărat să stai toată viața în biserică. Ce trist că puține sunt bisericile sau rar sunt momentele când cu adevărat simți prezența Domnului. În biserică încât nu mai vrei să mai pleci. Când a fost ultima dată? Când ai fost într-o biserică sau în biserica ta? Atât de mult ai simțit prezența Domnului prin rugăciune, în închinare, în cuvântă când nu vrei să mai pleci? te duci acolo în față, la altar, stai în genunchi și spui, Doamne, nu mai vreau să mai plec atât de mult, m-a copleșit prezența ta. s au experimentat așa ceva? Puțin și aceștia sunt dați deoparte de multe ori sau să ne înțelegi pentru că începem să vorbim o altă limbă. Și mulți se potignesc și judecă și critică și atacă. Doamne, să ai milă de ei, da dă da le și lor experiență aceasta să experimenteze prezența ta. David experimentase frumusețea lui Dumnezeu. În ce vedem frumusețea lui Dumnezeu? Tocmai o vedem în lumina lui, în călăuza lui, în ajutorul lui, în bunătatea lui, în credincioșia lui, în purtarea lui de grijă. Pentru că nu știu dacă David l-a văzut pe Dumnezeu așa cum l-a văzut, cum a văzut Pavel care a fost răpit în cer. Dar tocmai experiențele cu Dumnezeu sau ceea ce a citit și el în Tora despre minule care a făcut Dumnezeu cu Moise, cu Iosua, i-a dat o imagine atât de atrăgătoare despre Dumnezeu. Vreau să privesc frumusețea ta. Vedeți, nu i-a cerut nimic. Nimic. Nici chiar înțelepciune. Ca și Solomon, ca băiatul lui. A cerut lucru cer. Vreau să stau în casa ta, în prezența ta, cu alte cuvinte, și să mă minunez continuu de frumusețea ta. Și cu alte cuvinte, să te laud. psalmii sunt plini de laudă. Îi mulțumesc Domnului și cu smerenie spun, aceasta e și dorința mea de an de zil. Cea mai mare dorință. Chiar dacă am multe care sunt pe altarul Domnului, cerințe, dorințe, multe sunt. Dar am zis, nu, Doamne, un lucru cer. Atât de mult doresc să fiu mereu în prezența Ta. Să umblu în prezența Ta, să fiu conștientă de prezența Ta și să mă minunez de frumusețea Ta să mă minunez de gloria ta. Adică, cu alte cuvinte, Dumnezeu să devină atât de real pentru noi. Să nu mai fi, cum am zis la început, la distanță, departe de noi. E un Dumnezeu acolo, da, a făcut minuni, da, s-a arătat lui Maria, i s-a arătat, da. Dar eu nu știu nimic. Dar eu am doar istorie și am doar teorie nu am realitatea lui. fiecare ca acest verset, și o să mai fie și celălalt, atât de mult să ne pătrundă și să ne rugăm în fiecare zi cu el, să vezi ce transformare. Doamne, un singur lucru cer. Ne aducem aminte de Maria. Cum Domnul Iisus spune, când a fost discuția între Marta și Maria, și Maria este un exemplu extraordinar pentru toată creștinătatea, când Domnul s a intrat în casa lor, Maria a lăsat totul și s-a dus la picioare lui. Maria, Marta s-a supărat, știm istoria. Nu pasă? mă lasă singură, fac atâtea treburi. Ce îi spune Domnul Iisus? Marta, Marta, pentru multe lucruri te frămânți și te îngrijorezi. Cât timp doar faci lucruri pentru Domnul, chiar pentru Domnul, te frământ și te îngrijorezi. Cât timp ești ocupat cu, agoniseală, cu servici, cu de toate, e normal să treci prin ele, dar te frămânți, te tulburi, te îngrijorezi. E normal. Dar domnul, domnul Iisus, spune, un singur lucru îți lipsește. Maria și-a ales partea cea mai bună, care nu îi se va lua. Nu ți-o mai ia Domnul. Indiferent din 2003, când m am umplut Domnul și am experimentat pentru prima dată Prezența lui, atingerea lui, focul iubirii lui. Nimeni și nimic, nici încercarea, nici moartea, nici lipsa, nici atacurile, nici atâtea suferințe prin care a trecut, nu a putut să-mi ia aceasta. A căutat pe Domnul. Un singur lucru. Să văd frumusețea lui, să caut prezența lui, să vorbesc despre iubirea lui, ca și Maria la picioare lui. Asta e plăcut Domnul De aceea a zis, oriunde se va veste Evanghelia aceasta, să se vestească ce a făcut femeia aceasta pentru mine. Că -și vedeți, în acest psalm, nu este doar David cere ajutorul Domnului. Ok, este, avem nevoie de lumină, avem nevoie de călăuză, avem nevoie. Dar vedem că aceasta este cheia. Acest verset este cheia psalmului cu care noi trebuie să începem în fiecare zi. Mai mult decât a căuta protecție și ajutor pentru ziua respectivă, trebuie să căutăm fața Lui, să căutăm prezența Lui, să dorim să fim acolo cu El, acolo unde este El. Și aceasta a fost să fie în inima ta, că noi am devenit templul Duhului Sfânt și El vrea să locuiască în noi, în noi, imaginează-ți. Dumnezeu, Creator Universul, să locuiască în noi, dar poate El să locuiască în inima noastră dacă avem inima împărțită? Dacă suntem când firești, când duhovnicești, când în lume, când gânduri, când vorbe, ne pământești, firești, lumești, când cântăm, El nu poate. El vrea o inimă întreagă a lui, El vrea o inimă curată, să locuiască. Și imaginează ți tu și El, noi și El, să fim împreună, să locuim acolo unde este El. Lui place să locuiască noi, prin Duhul Sfânt ești conștient de prezența Lui și atunci e normal dacă tu ești conștient că Iisus este în mine și tu îți vine niște gânduri. Oare Isus, ar gândi acele gânduri? Ar vorbi acele vorbe? Ar privi, s-ar uita la ce te uiți tu? Deci atunci ai asigurarea aceea că ești mai sus. Când toate detaliile acestea te cercetează, alții nu te înțeleg. Ce ești atât de sfântă, ce ești atât de dură, ce ești așa, poate să zică. Nu, pentru că tu ai găsit altceva. Ai găsit pe altcineva care este în tine și lui nu-i place orice fel de glume, orice fel de vorbe. Lui nu-i place orice fel de stări, situații la care să se uite. Lui nu-i place să audă toate acestea. Și de aceea tu ești mai pus deoparte am vorbit despre ce înseamnă să fii pus deoparte pentru Dumnezeu. Pentru că ești Hristos, ești conștient că ești Hristos este în tine. Și simți întristare dacă ai căzut, dacă ai zis, dacă te-ai supărat, dacă ai privit ce nu trebuie. Deci, să dorim să fim acolo unde este El, să fim mereu cu ochii ațintiți la El. Deci, dacă noi de dimineață alegem să căutăm prezența Lui. Alegem să locuim în casa Lui. Alegem să ne curățim inima și să spunem, Doamne, locuiește Tu în inima mea, Tu ești cu mine în această zi. Umblu cu Tine, merg cu Tine, gândesc cu Tine, vorbesc cu Tine, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Repetă, mă -mi, rog, Galatien 2.20, nu mai trăiesc eu, ci Tu trăiești în mine. Atunci nu putem decât să-L lăudăm, să-L onorăm. Asta înseamnă intimitate. Asta înseamnă părtășie continuă cu El. Și când ești conștient, deci aceasta este lupta cea mai mare la nivelul minții, ești conștient că El locuiește în tine. Tu ești templu Duhului Sfânt. Noi nu mai mergem la un templu cum mergea David și ceilalți acolo, îl vedeau, îl simțeau pe Dumnezeu. Templu suntem noi, El vine în noi. Ce diferență! Haleluia! Și cum trebuie să fie templul meu? Cu câte detalii a spus Dumnezeu să construiască acest templu? Detalii așa de profunde. Citiți în Levitic și mai departe să vedeți. De ce nu și trupul nostru? Trebuie să fie atât de curat, atât de sfânt ca el să locuiască noi în această părtășie cu El, ne putem să fim transformați și experimentăm pacea Lui care întrece orice pricepere. De ce? Așa cum ne spun la Filipen, pentru că am aruncat toate îngrijorările asupra Lui și El ne dă pacea Lui. Deci prezența Lui devine refugiul nostru, tăria noastră, unde frica nu mai are loc, nu mai are nicio voce, nu ne mai poate influența. Suntem ascunși cu Hristos în Dumnezeu, cum ne spune acolo Deci, în acest psalm, <coughs> Domnul ne învață că adevărata victorie nu este că noi evităm bătăliile, ci în asigurarea că El este cu noi. Atunci, credința noastră se ridică. Atunci vedem lucrurile diferit. Nu negăm realitatea problemelor, circunstanțelor, ci. Suntem mai mulți conștienți de realitatea lui Dumnezeu în noi, de realitatea promisiunilor Dumnezeu pentru noi, de realitatea dragostei lui Dumnezeu. Dar vedeți, totul e prin credință dacă am petrecut timp cu El. Pentru că noi suntem conștienți de realitatea suferinței, a lipsei, a divorțului, a morții, suntem conștienți de inflație, de război, suntem conștienți de tot ce ne apasă, ne tulbură, ne stresează. Dar Domnul zice, vină în prezența mea. Caută fața mea. Caută-mă pe mine. Privește frumusețea mea. Și atunci tu primești pace. Ele sunt acolo, dar nu are efect asupra mea. Să-mi întrerupă și să-mi fure mie relația mea cu Domnul. Înțelege secretul. Și atunci, eu fiind conștientă mai mult de cine este El, de puterea Lui, de dragostea Lui, eu nu pot decât să mă bucur și să laud pe Domnul în mijlocul încercărilor, în mijlocul durerii, în mijlocul uh, situațiilor dificile prin care trecem. nu așa că e ideal așa ceva, nu e așa că e frumos așa ceva, Domnul Iisus să ne ajute. De, de aceea, David a zis chiar război de s-a ridicat împotriva mea, eu nu mă tem, pentru că eu știu cine se luptă cu mine. Eu știu cine e de partea mea, cine e ajutorul meu, că nu obizuiesc pe sabia mea. Nu mă bizui pe caimei cum ne spune psalm, ci ne bizuim pe numele Domnului. Deci când te scol de dimineață, declar acest psalm, meditează asupra lui, fi îmbrăcat în cuvântul Domnului, fi îmbrăcat în toată armătura lui Dumnezeu. Nu te baza pe înțelepciunea ta, nu te baza pe puterea ta, ci pe dragostea lui. El ne protejează de întuneric, că este lumină. El ne protejează de atâtea lupte, că el este războinic, viteaz și ne spune acolo Ațefania că el este un război viteaz care ne iubește cu o iubire veșnică, de aceea ne păstrează bunătatea lui. Deci noi trebuie să ne aliniem cu cuvântul lui Dumnezeu, nu cu realitatea vieții. Este, noi ignorăm, dar avem un ajutor extraordinar care ne dă putere să trecem biruitoare prin încercare. Deci în momentul când cunoaștem și ajungem să trăim acest adevăr, când circumstanțele vieții vin în viața noastră, ne opresează noi, nu mai reacționăm. O, Doamne, ce repede reacționăm. Pe păi, uite ce a zis el, ce a zis ea, imediat reacționăm, imediat să ne apărăm, imediat să ne scoatem pe noi în evidență, nu că nu este așa, imediat noi reacționăm și reacționăm de fiecare dată în firea pământească, în nervi, mânie și este scandalul mai mare. În momentul când ai pacea lui Hristos, când privești și ești conștient de prezența Lui. El te ajută, El face dreptate, Domnul zice, taci, rabdă. E ok. Păi uite, domne, a zis lucrurile adevărate. Dar e ok și despre Domnul Iisus a zis și el a tăcut. În felul acesta îți păstrezi pacea. Când începi să reacționezi și comentezi și ataci și vârfești, îți pierzi pacea. L-ai pierdut pe Hristos și ești în fire și nu te aștepta la lucruri bune să se întâmple în viața ta, că ceea ce semeni cu De aceea o vorbă blândă potolește, Maria ne spune cuvântul. Când noi răspundem cu calm, când avem pace, răspundem cu calm, și cu asigurarea că Domnul este cu noi, că El este control. Când vin adversitățile în calea noastră, de multe ori nu doar tăcem, nu le lăsăm să ia avantaj împotriva noastră, ci venim și declarăm, cum ne spunea Isaia 54 cu 17, nicio armă forită împotriva mea nu va propăși. Și orice limbă se va ridica împotriva mea, eu voi o să că aceasta este moștenirea fiilor lui Dumnezeu. Deci trebuie să înțelegem puterea cuvântului Dumnezeu. Trebuie să, să credem că deci dacă noi trăim acest psalm, ceea ce ne spune Dumnezeu prin David, începem să ne schimbăm perspectiva vieții cum trebuie să trăim. Este nevoie de o schimbare. Este nevoie de o asigurare că Dumnezeu este cu noi și perspectiva vieții mele n-ar trebui să mai fie cea care a fost până acum. Nu mai este cea firească, omenească, cum toți fac. De aceea, e ce domnul și Român 12, să ne renoim mintea, să ne schimbăm mintea, ca să vedem lucrurile cum le vede Dumnezeu, să înțelegem voia Lui bună, plăcută și desăvârșită. E nevoie de o schimbare a minții, prin cuvânt, prin realitatea lui Dumnezeu în viața noastră. Să declarăm în fiecare dimineață cu credință că Domnul este lumina noastră, salvarea, tăria, sprijinul. Și începem cu o gândire victorioasă și diferită, știind că lucruri bune se întâmplă. Și o să zici, păi. Așa poate am zis și eu și, iar s-a întâmplat ceva rău. Nu cumva ai lăsat garda, nu, nu cumva ai lăsat frica, nu cumva ai lăsat un gând negativ că iar o să-mi zic așa, iar o să facă, aceea va veni. Deci contează foarte mult cum gândim. David a fost ferm Convins că Domnul este cu el și nu se teme, indiferent de război care va veni împotriva lui. Așa trebuie să fim și noi, ferm convinși că Dumnezeu e de partea noastră și, indiferent de dificultățile care vin, noi suntem mai multe căbrători, noi avem pace și știm să rezolvăm situațiile în pace și avem călăuzul lui ce trebuie făcut în acel moment. Um, multe ar fi de spus. Um, Venem la versetul 5, că El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului și mă va înălța pe o stâncă. În momentul când vin război sau vine necaz împotrivă, El spune, El mă va ocroti. Așa credința avea, mă va ocroti în cortul Lui, în ziua necazului, mă, mă ascunde sub acoperișul cortului, sub penele Lui, spune Psalmul 91, deci această metaforă. El mă ascunde acolo, el mă păzește, el mă ocrotește, crede și zice: Și mă va înălța pe o stâncă. Aceasta vrea să ne explice nouă, cu alte cuvinte, în mijlocul încercărilor, Dumnezeu ne oferă un loc de refugiu, de protecție. Stânca poate să simbolizeze siguranță, stabilitate, ne asigură. Stai liniștit, tu ești acum pe stâncă. Stânca mai înseamnă un loc înalt, vedeți cum am pus acolo imagine, un loc înalt, să fie acolo. De acolo ai altă claritate, ai altă, altă perspectivă, e o altă dimensiune, o altă înțelegere, altă putere, este ceva diferit când Domnul te pune pe o stâncă. Și tot David zice, pe stânca care nu pot ajunge, dar tu mă poți duce, Doamne. Lui cer, du acolo, pe locuri înalte. Vino mai sus, spune la Apocalipsa 4, îi spune Duhul lui Ioan, vino mai sus să-ți arăt. E nevoie să ieși din mediul tău de influență, ieși din starea ta de legalism, de religiozitate, ieși din lume și păcat, ieși dintr-o formă de iulavie fără putere, Ești de acolo, ai nevoie să mergi mai sus, ai nevoie să mergi la un alt nivel, să vezi lucrurile din perspectiva Domnului, să-L pe Dumnezeu real, personal, pentru tine. Și atunci schimbă mintea, schimbă gândurile, schimbă vorbirea, schimbă acțiunile unile vor fi diferite și vei vedea lucrurile diferite și atunci pacea domnește peste tine. Bucuria va fi totdeauna în viața ta, chiar în mijlocul necazilor. Atunci dragostea va emana din tine, de ce Hristos locuiește în tine, dar ai nevoie să ieși, să mergi acolo. Apoi, la versetul 6, iată că mi se înalță capul peste vrășmașii mei care mă înconșoare voi aduce jertfe în cortul lui, în sufletul să voi cânta și voi lauda pe Domnul. Deci David deja vede că el e deasupra dușmanilor, deasupra încercărilor. De aceea începe să laude pe Domnul. Și vedem dintr-o dată o schimbare în versetul 7, 8, zice, la versetul 7. Ascultă, Doamne, glasul când te chem. Ai milă de mine și ascultă-mă. Și am zis, Doamne, oare de ce până atunci el cumva se laudă, se încrede în Domnul? Nu este teamă, nu este nimic. Și dintr-o dată Zice, ascultăm, Doamne, s-ar putea să fi fost o întrerupere în acest psalm, o altă încercare care a venit. S-ar putea, de multe ori, ne prinde, după ce avem mare izbântă cu Domnul, mari biruințe cu Domnul, vine pe neașteptate, poate, o altă încercare și nu mai ești atât de puternică, nu ai mai stat mult în cuvânt, nu ai mai postit, nu te-ai mai rugat atât de mult ca înainte să fii tare în Domnul și te ia prin surprindere o încercare, o altă lovitură și atunci zici, Doamne, Ascultăm, ascultăm glasul când te chem, mai milă de mine, ascultăm. Deci, el continuă să ceară că trebuie să cerem totodată. Versetul 8 îl vorbesc mai departe și zice: Nu mi ascunde fața ta, nu te la tine pe robul tău, tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, că și toată meu mă părăsește și mama, dar Domnul mă primește. Vedem că din când în când mai poate să vină peste noi stări în care pare că mai alunecăm. Dar și atunci Vedeți aici secretul care l-am vorbit mai devreme. În momentul când el, ca și cum aș chiopăta puțin, asta e gândirea mea, nu neapărat că așa este, dar ca să înțelegem pentru noi, cum să punem în practică pentru noi. Și el dintr-o dată pare că e disperat, Doamne, ascultă în glasul când te mai mile de mine. Și momentul acela al disperării lui, al slăbiciunii lui poate, care a venit și striga la Domn, de ce? Imediat ce inima îmi zice din partea ta. Deci Domnul îi vorbește atunci. ce n-a zis Domnul îmi vorbește. Sau așa zice Domnul. Și inima îmi zice din partea ta. Caută fața mea și eu fața ta o caut, Doamne. Vede secretul. În momentul când strigi la Doamne, ascultă-mă, Doamne, odată, ce mă fac cu situația asta, Doamne, și strigăm și plângem și ne tânjim. Imediat trebuie să auzi nici. Dacă n-auzi, auzi versetul acesta, că Domnul ne vorbește prin cuvânt. Inima spune din partea Domnului, caută fața mea. Și David a spune, și eu fața ta. Prezența ta, că am cum adică fața? Nimeni nu poate să-ți vadă fața. Mai înseamnă prezența ta. Soluția, cheia, secretul, în orice încercare, în orice situație, caută fața ta. Caută prezența Domnului. De ce? Revenim. El e lumina ta, el este mântuirea ta, el este sprijinitorul vieții tale, este refugiu-te, el este tăria ta, este tot ce tu ai nevoie. Nu alerga la oameni. Ne place să ne plângem la toți, ne place să spunem la toți necazul nostru, suferința noastră. Unele necazuri nu le poți spune că nu vrei să știe lumea prin ceea ce treci tu. Și atunci, nu știi ce să faci, și ești disperat, te îmbolovești. Adu-ți aminte. Calmează-te. Avem un Dumnezeu atotputernic, care este Tatăl nostru, care vede totul, care știe totul, care îi pasă de noi. Este un Dumnezeu al mângâierilor, este un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu care se luptă pentru noi. Caută fața Lui. Caută fața Lui. Caută prezența Lui. Du-te înapoi în cămăruță, ghide ușa după tine, că și Tatăl care vede în ți va răsplăti stai mai mult timp în prezența Lui crezi că e mai important de repede să faci mâncare sau să faci shopping sau să te gătești sau, mai... sau serviciu chiar nimic nu e mai important decât să petrești în cu Domnul cel puțin o oră pe zi cel puțin odată, nu 5 minute acum, 5 minute mai încolo 5 minute mai încolo, încearcă pentru că contează foarte mult continuitatea așa și cu postul, este foarte important să postești o zi, dar este mult mai important când postești mai multe zile, 3, 4, 5, 7, 10, la rând atunci vei vedea putere. Atunci vei vedea lucrurile că se schimbă. Decât, ok, postez luna și postez joia. Sunt bune. Că mulți nici astea nu mai postesc deloc. Dar când le pui în unitate, continuu, așa și timpul petrecut cu Dumnezeu. Deci Dumnezeu ne îndeamnă să ne apropiem de El. Să căutăm părtășia cu El, intimitatea cu El. Pentru că când noi căutăm prezența Domnului și având de noi, în Duhul nostru, în inima noastră, cuvântul, adevărul despre Dumnezeu, imediat Duhul Sfânt îți aduce aminte, adu aminte cine e Dumnezeu, adu aminte ce a făcut Dumnezeu, adu aminte promisiune Dumnezeu. Dacă noi îl căutăm, dacă noi îl iubim, zice, el se lasă găsit de noi și Duhul Sfânt îți aduce verset după verset. Dacă ai citit, dacă ai meditat, meditat înseamnă să cugeți și atunci rămâne în inima ta și Duhul Sfânt are ce să-ți aducă aminte ceea ce tu ai cugetat, pentru că altfel le uităm. Deci, cu cât căutăm prezența Lui, primim pace, primim alinare și atunci găsim o dignă și chiar răspunsuri decât să fim tulburați, pentru că te tulburi fără pace tulburarea este opusul păcii. Și David zice mai departe, nu mi-ascunde fața ta, nu, nu, mă, nu, depărta cu mânie pe robul tău, că ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi Dumnezeul mântuirii mele. Că și tatăl meu și mama mea au părăsesc, dar Domnul mă primește. Probabil o situație, o circumstanță care a avut în familia lui atâtea lupte care a avut el. Și ce înțelegem de aici? Chiar dacă cei apropiați ne-ar putea dezamăgi. Chiar părinți, mamă sau tată, frați, surori, de trup cu care ai crede că ar trebui să fie așa mare unitate. În Domnul găsim pace, găsim o dragoste de neclintit, găsim ceva sigur, te duci la siguranță. Cu toate că nu-l vezi, de multe ori ai nevoie de cineva palpabil să te îmbrățișeze, să simți pe cineva lângă tine, dar te ți aminte, e și el sau ea om, firesc, cu slăbiciuni. Care nu știe tot, care nu poate tot. Nu te sprijini pe ei. Sprijinește-te pe cel care știe totul, care poate totul și care are putere, pentru că suferința noastră este emoțională, este în Suflet. Și atunci Duhul Domnului îți inundă Sufletul tău cu pacea lui, cu iubirea lui, cu prezența lui, o, Doamne, care este atât de puternic, atât de dulce, atât de minunată încât nu-ți mai trebuie pe nimeni și nimic. Am experimentat asta de multe ori. N-am nevoie de nimeni, de nimic. Sunt momente când da. Dar când mă duc la el, e de ajuns. Eu și el, pe pământul, sunt cea mai fericită. Sunt cea mai bucuroasă. Prezența lui este... Nu, nu se compară, nu poți să spui aur. Că dacă te duci la el din Africa, care n-are ce să mânce, să bea, poți să reduci tu tone de aur, n-are ce să facă cu el. Deci prezența lui este tot ceea ce noi avem nevoie. Și mai departe, eu spun, învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe care, care are acea dreaptă din pricina vrășmașilor mei. Deci vedem că avem nevoie să cerem mai departe vrășmașii, vor veni mereu, dar învață-mă tu, Doamne. Învățătorul nostru acum este Duhul Sfânt și cuvântul, învață-mă calea ta și povățuiește-mă pe calea cea dreaptă. Deci noi nu cerem, ok, doar așa o experiență supranaturală, doar știm ceva. Nu, trebuie în detaliu, ca și la școală, trebuie să știi exact calea, trebuie să știi exact unde trebuie să mergi, unde nu. Deci în detaliu, să fii povățuit, să fii călăuzit, să fii învățat. Lasă-te învățat de Duhul Domnului, lasă-te învățat de cuvânt, lasă-te învățat, uite, de alții care au cunoscut mai mult, au primit mai multă revelație. Acum pe YouTube sunt atâtea predici, vezi ce alegi și știi ce alegi? Am văzut asta. Depinde ce inima ta. Și eu văd multe predici. Mă uit, click click. Nu e pentru mine, nu e pentru mine. Nu mă pot, nu mă pot nu, conecta. Și caut predici sau cântări care mă conectez în Duhul. Și de aceea caută ceea ce tu simți că ai nevoie de -a. vezi. Dacă asculti predici care sunt doar de judecată, de critică, de bârfa la altora, înseamnă că așa e și tu și este trist lucrul acesta. Îți place și vă dai like și mai dai share, pentru că asta este și inima ta. Dar oare este Hristos acolo? E dragostea Lui? Este prezența Lui? Chiar a experimentat -o, iubirea Lui? Iubirea Lui pentru toți oamenii, indiferent cât au greșit? Domnul să ne ajute! Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște Oameni care nu sufă decât asuprire, de de a suprire, vedem atâtea ore avut de-a face cu persoane care uh, l-au blestemat, care l-au vorbit de rău și din familia lui, și uh, atâția și atâția apoi, cât a trecut David și s-a dus la Domnul. Deci trebuie să-i spunem cu amănunțime, Domnul, Doamne, uite niște dușmani împotriva mea. Nu mă lăsa la bunul placa lor. Doamne, nu să-și bată ei joc de, nou de mine. Arată-ți puterea ca ei să vadă că sunt copilul tău și că tu mai ales. Și dacă ei să sufă, să sufă dacă e să mă blesteme, cum a zis David lui și mei, parcă, de ce? Lasă să blesteme, poate Dumnezeu a spus. El s-a smerit, el a tăcut, el a răbdat. Ce har! Și apoi se începe să mă ode, n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vin. Cu alte cuvinte, sunt convins, spune David, că voi experimenta bunătatea Domnului Chiar aici în viața aceasta, nu numai în cer, că de multe ori noi spunem, ok, Dumnezeu ne răsplătește în cer, Dumnezeu va face lucrurile, să vezi ce frumos va fi în cer. Dumnezeu este atât de bun încât aici pe pământ vrea să-și arate puterea. Aici pe pământ îi vom vedea bunătatea, chiar și dreptatea și chiar răsplătirile. Aici pe pământ. Deci David își exprimă o experiență fermă, în așteptarea plină de speranță, că el va vedea ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu în timpul vieții lui și a văzut. Nu doar după ce vom muri și în ceruri. Acest verset din nou, ne arată încredere în mijlocul dificultăților, că vom vedea bunătatea lui Dumnezeu. Speră, încrede în Domnul, încrede-te în credincioșia lui, că El își va arăta puterea și ajutorul tău pentru tine. Și ultimul verset ce nădăjduiește în Domnul, fi tare, nădăjduiește, fi tare, îmbărbătează-ți inima, nădăjduiește în Domnul. În engleză, de fapt, spune acolo, așteaptă, ai nădejde, ai speranță și așteaptă pe Domnul cu credință, cu îndelungă răbdare, chiar dacă nu vezi niciun răspuns. Nu ne place deloc asta, știu. Așteptarea nimănui nu-i place. Am mai vorbit o dată despre așteptare. Să stai la coadă, la benzină, să stai la coadă, la magazin, să stai la coadă, la doctor, să stai, să stai, să aștepți până se face pâinea, să aștepți până se face mâncarea și tu nu mai poți de foame, să aștepți până te măriți, să aștepți până crește copilul mare. Așteptarea este foarte, foarte greu. Cu toate acestea, pentru că suntem limitați de legile acestea exterioare, de legea creșterii, de legile lui Dumnezeu și de luptele care sunt și e nevoie de un timp, e nevoie de niște circunstanțe, e nevoie de niște conexiuni, e nevoie de multe lucruri ca să se împlinească să primim răspunsul de la Dumnezeu. Unor este miracol când imediat se întâmplă ceva. Acela e doar miracol. În restul este un timp. Dar tot minunile Domnului sunt și tot răspunsul lui va veni. Deci, ce, 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 vrea Domnul să ne încurajeze aici? Să-L așteptăm pe Domnul, să ne dăjduim în bunătatea Lui, să ne în promisiunile Lui. Căci El vede totul, știe totul și îi pasă de noi. Deci, așteptarea, cum am spus, a răspunsului este foarte greu. Dar răspunsul va fi glorios și minunat. Deci nu uita, începe ziua să meditezi asupra cuvântului, asupra acestui psalm. Întărește-ți inima cu încredere într-un Dumnezeu viu și adevărat, care este alături de tine, care îi pasă de tine, care se luptă pentru tine, care îți dă curaj, îți dă lumină, îți dă ajutor, îți dă călăuză, îți dă putere. Ce mai vrei? De unde crezi că poți primi astfel de, de, de binecuvântări decât de la Domnul? Uneori te întărești, întărește în tine și în, în Domnul și în puterea tăriei Lui. Avem nevoie de Dumnezeu să perseverăm în această nădejde, să rămânem tari în credință, chiar când lucrurile nu sunt așa cum vrem noi. Dar acest psalm trebuie să ne transforme viața, pentru că este ca o ancoră zilnică, este o fundație de pace și de bucurie, ne aduce claritate și putere pentru fiecare zi, dacă ne conectăm cu Dumnezeu. Nu uitați-le, este lumina, și călăuza noastră, mântuirea noastră, sprijinitor vieții noastre. Și să spunem și noi, ca și David, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în prezența lui și să mă minunez de frumusețea lui, de bunătatea lui, de tot ceea ce este el. Și momentul când iarăfanii valurile sau de câte ori vin valurile, aduce aminte ce a făcut David, imediat a auzit. Caută fața mea. Nu căuta la oameni, nu căuta să te răzbun, nu te supăra, nu te retrage, nu face rău. Caută fața mea. Și David spune, și eu fața ta o caut. Hai să fim și noi acele persoane care acum prin acest cuvânt auzim, caută fața mea. Și noi să spunem, și noi fața ta o căutăm, Doamne. Zi acolo unde ești, care asculți acest mesaj. Spune-i tu personal, Domnului, da, Doamne, și eu caut fața ta, caut prezența ta, este singura care mi-aduce mie alinare, binecuvântare. O, oh, ce glorios este Domnul nostru, nu e așa? Domnul Iisus să vă binecuvinteze, să vă întărească și începeți în fiecare dimineață, nu doar o dimineață, luați o săptămână la rând și citiți și meditați acest psalm și cu siguranță că Domnul vă va da mult mai multe revelații, explicații pe lângă acel verset care să se potrivească special cu situația ta sau situația altora. Domnul, Iisus, să vă binecuvinteze!